La nivelul județului Satu Mare, în data de 21 august 2020, se află în carantină la domiciliu 189 de persoane. Până în prezent, în Satu Mare s-au înregistrat 102 vindecări și 9 decese cauzate de coronavirus. Au fost testate 11.872 de persoane și au fost efectuate 17.562 de teste. În Maramureș s-au înregistrat 498 de vindecări și 50 de decese cauzate de coronavirus, în carantină aflându-se 616 persoane și în izolare 14 persoane. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 76.355 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 34.523 de pacienți au fost declarați vindecați și 8.991 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.392 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 766 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 1.616.378 de teste. Dintre acestea, 25.363 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.242 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 11.121 la cerere. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.303. 497 de pacienți sunt internați la ATI. În intervalul 20 august-21 august 2002 au fost înregistrate 42 de decese. Până astăzi, 3.196 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În contextul creșterii susținute a numărului de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, grupul de comunicare strategică atrage atenția asupra necesității respectării cu strictețe a măsurilor de protecție sanitară, purtarea măștii, păstrarea distanței, evitarea contactului direct cu alte persoane, igienizarea frecventă a mâinilor. Rata de conformare față de măsurile de protecție sanitară reprezintă elementul central în gestionarea eficientă a crizei sanitare și în limitarea răspândirii virusului. Moțiunea de cenzură intitulată Guvernul PNL de la pandemie la pandemită generalizată, semnată de 205 parlamentari PSD, a fost citită ieri în Parlament. Documentul a fost citit de senatorul PSD Lucian Romașcanu. Deocamdată nu s-a stabilit ziua dezbaterilor și a votului. Premierul Ludovic Orban a anunțat că guvernul va ataca la Curtea Constituțională depunerea moțiunii. De asemenea, șeful executivului spune că pseudomoțiunea de cenzură a PSD este o minciună gogonată și a acuzat pe socialdemocrați de irresponsabilitate. Minciuna gogonată privitoare la salariu net. Că a scăzut salariul net. Că depinde cum compar, dacă compar mere cu pere, niciodată nu se face comparație o lună din an raportată la luna decembrie. Întotdeauna, în toți anii, luna decembrie este luna în care este cel mai mare salariu mediu net, pentru că atunci se iau prime de Crăciun, se calculează sporul și așa mai departe. Calculul se face luna la lună. Cum să treci într-o moțiune de cenzură că au fost 8 zile fără posibilitate de carantinare? Orice om poate să vadă. Data la care s-a publicat în Monitor Oficial motivarea Curții Constituționale prin care a fost declarată neconstituțională, nu ordinul Ministrului Sănătății, a fost declarată neconstituțională ordonanța de urgență aprobată prin lege care permitea izolarea și carantinarea. Ordonanța 21, dacă nu mă înșel. Ordonanța emisă în guvernare PSD și aprobată de Parlament în majoritate parlamentară PSD. Despre asta este vorba, să trece o asemenea minciună într-o moțiune de cenzură ca o mulțime de alte colegi, că n-am folosit flexibilitatea fondurilor europene. Am utilizat toate pârghile care ne-au fost puse la dispoziție prin decizia Comisiei Europene de flexibilizare între fonduri și între programe. Lucrul ăsta este vizibil. Nu le e rușine baronilor PSD să scrie așa ceva într-o moțiune de cenzură că am luat apă, bani de la POIM, de la investițiile pe apă și canal, în condițiile în care n-au fost în stare să semneze contractul de finanțare nesprijiniți de guvernele PSD, pentru că nu le-au asigurat cofinanțarea, nu le-au asigurat decontarea cheltuielilor neeligibile rezultate în urma tâmpeniilor prin care s-au crescut manopera în construcții, respectiv ordonanța 114,
n-au fost în stare să semneze contractele de finanțare. Societățile care sunt sub controlul baronilor PSD, care conduc, încă mai conduc județele. Vă spun, este o minciună gogonată, este, mă lăsați să termin, este o minciună gogonată de la cap la coadă, iar ideea de a depune moțiune de cenzură în situația în care se găsește România arată irresponsabilitate, o totală sfidare a interesului fundamental pe care îl are România astăzi. Cum să lași țara fără guvern? Când ne luptăm cu pandemia, când ne luptăm cu criza economică și trebuie să implementăm planul de măsuri de relansare economică, când trebuie să pregătim anul școlar. Am luat decizia să declanșăm conflictul juridic de natură constituțională între guvern și parlament privitor la depunerea acestei moțiuni de cenzură. Este fără precedent. Directorii din județul Maramureș se preocupă ca fiecare unitate școlară să îndeplinească cerințele impuse de la nivel central pentru anul școlar 2020-2021. Unitățile școlare trebuie să le asigure elevilor condiții astfel încât aceștia să nu se îmbolnăvească cu COVID-19. În perioada 18-28 august 2020, activitatea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, operaționalizată de către inspectorii școlari, vizează pregătirea unităților de învățământ preuniversitar din județul Maramureș pentru începerea anului școlar 2020-2021. Potrivit principiului descentralizării, prin autonomie managerială și educativă, directorii unităților de învățământ alături de cadrele didactice aleg cele mai potrivite strategii manageriale și curriculare, astfel încât, cu maximă responsabilitate, respectându-se toate normele igienico-sanitare, să-și primească elevii în spațiul școlar. Decizia ca elevii să revină în sălile de clasă aparține directorilor de școli. Aceștia trebuie să ia în calcul spațiul pe care l-au la dispoziție, dar și dotarea școlilor cu dezinfectanți și măști pentru ca riscul de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 să fie minim. Primarul comunei Fărcaș a postat pe o pagină de socializare că atât el, cât și familia sunt confirmați cu SARS-CoV-2. Acesta urma să plece în vacanță în străinătate, unde se solicită un test COVID-19, așa că a descoperit că este pozitiv. La nivel de comun s-au luat o serie de măsuri menite să prevină și să împiedice răspândirea virusului. S-a luat decizia de dezinfectare a primăriei, bisericilor, școlilor, scărilor de bloc și dispensarului din localitate. Din cadrul primăriei au făcut testul pentru depistarea virusului 5 persoane și două asistente. Două teste au ieșit pozitive. Este vorba despre două angajate de la secretariat și de la impozite și taxe. Alte două persoane care au intrat în contact cu primarul au făcut și ele testul, rezultatele fiind negative. Accesul în primărie este deocamdată restricționat. După ce a fost spitalizat 48 de ore, primarul, Ioan Stegeran, a fost externat și va intra în izolare la domiciliu. Alte 7 persoane așteaptă rezultatul testelor pentru a afla dacă sunt sau nu contaminate cu coronavirus. În cazul în care vor fi pozitivi, ancheta epidemiologică se va extinde. Doar 25% și 30% din preparatele de carne de porc sunt produse în România. Diferența este adusă din străinătate. La fel se întâmplă și în cazul agriculturii. Din această cauză, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține că în momentul de față se pune accent pe asigurarea produselor alimentare de bază pentru țara noastră. Produsele de bază le putem produce în cantități suficiente, mai puțin carnea de porc. Deci avem un deficit al cărnii de porc, sau mai, cu alte cuvinte, mai corect spus, în România se produce în sistem industrial. Nu ceea ce cresc gospodarii în fiecare curte, părinții și bunicii noștri, doar cam între 25 și 30% din consum. Restul este importat. În rest, pentru toate celelalte produse de bază, repede, pentru că sunt produse care nu se fac în România. Citricele, cafeaua sau alte lucruri, alea trebuie și vor trebui importate întotdeauna. Dar pentru produsele de bază avem suficiente resurse. Anul trecut, deficitul comercial înregistrat de România s-a ridicat la 1,4 miliarde de euro. În ultimii ani s-a înregistrat o creștere a exportului de animale vii. Interesul pe acest segment crește în țările arabe. Noi, exact în anii în care am avut cele mai bune producții, am avut cel mai mare deficit comercial
pentru produsele agroalimentare. Cu alte cuvinte, noi exportăm subvenții, pentru că exportăm boabe, cereale și animale vii și importăm hrană procesată cu mare valoare adăugată. Anul trecut, deficitul comercial a ajuns la minus 1,4 miliarde euro. Acest deficit a apărut pentru prima dată în 2016, pe care a crescut. Sigur, dacă ne referim doar la țările Uniunii Europene, deficitul este de 2,4 miliarde euro, doar că recuperăm, prin acele exporturi de animale vii și cereale, recuperăm de la țările terțe, în general din țările Golfului, unde mai mult exportăm și nu prea importăm. Dar oricum suntem pe deficit. Ministrul Agriculturii susține că se dorește alocarea de fonduri importante pentru toți cei care doresc să investească în depozitarea și procesarea cerealelor. Asta pentru a încuraja exportul și reducerea importului de cereale și respectiv de hrană pentru animale. În 24 august 2020, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare organizează ședința de repartizare a profesorilor detașați la cerere la Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare, după cum este afișat pe site-ul instituției. Solicitările de detașare vor fi soluționate în ordinea descrescătoare a punctajelor. Conducerea inspectoratului solicită candidaților să fie prezenți la ora programată conform graficului. Ei vor purta mască de protecție și vor respecta distanțarea socială. De la ora 10 vor fi repartizate cadrele didactice cu următoarele specialități: educatoare, institutori pentru învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul preșcolar, indiferent de limba de predare, învățători, institutori pentru învățământul primar, profesor pentru învățământul primar, indiferent de limba de predare. De la ora 11 vor fi repartizați profesorii, indiferent de specialitate. Simona Niste, master, trainer și educator bodyguard și reprezentantă a Centrului de Aerobic, Cycling și Fitness Prima Gym Satu Mare, a reușit să pună din nou Satu Mare în centrul hărții body artului național. Așadar, deși fizic, suntem noi aproape de locul în care se agață harta în cui de-o parte, pe de alta, suntem oarecum în centru, dacă stăm să ne gândim că de aici, din Satu Mare, a fost făcut cunoscut conceptul de body art în toată țara. Dacă în urmă cu mulți ani de la Satu Mare pornea mișcarea body art în România, iată că tot din orașul de pe Someș, având-o ca protagonistă pe aceeași Simona Niste, pornește și cursul special conceput pentru femeile care au trecut prin cancer la sân. A prins viață după ce am terminat tratamentele de cancer la sân și pentru că și înainte țineam ore de body art și este una din pasiunea mea, din pasiunile mele, am zis să împărtășesc și altor femei beneficiile acestui stil de mișcare și din cunoștințele mele din multele cursuri de body art pe care le-am făcut, am făcut un curs special pentru femeile operate de cancer la sân pentru a reveni la normalitate, pentru recuperare. Te-ai gândit și la o denumire a acestui curs nou, că până la urmă este ceva nou în tot. Recunosc că mă gândesc de 2 ani de zile și până acum mereu a fost proiect. Acum nu mai este proiect, va fi un curs, va fi un alt stil de mișcare. Nu am încă un nume, le-am cerut și femeilor fericite, cum am denumit noi grupul, să mă ajute, așa că cu siguranță în momentul în care am numele, vei fi prima care va afla. Simona Niste și-a dorit să ajute și alte femei să se recupereze și să revină la normalitate. A cerut în acest sens aprobarea școlii mamă din Germania, iar zilele acestea a primit unde verde la Satu Mare, unde se va da startul primului curs de body art pentru femeile care au trecut prin cancer la sân. Am cerut aprobarea școlii mamă din Germania, fiindcă body art este un concept protejat, este creat de Robert Steinbacher și Alex Sale. Și după 2 ani am primit undă verde, nici nu știu cum să spun, da, undă verde și probabil urmează să am niște discuții cu școala mamă și să fie un curs care se va preda deocamdată online, vor fi ore pe care precis le voi ține online,
ori doritoare care vor să încerce acest stil de mișcare special pentru femeile operate de cancer la sân. Simona Niste s-a implicat și în întâlnirile anuale pentru Fundița Roz, iar în luna septembrie acestui an își dorește să organizeze un mic eveniment, respectând, desigur, normele în vigoare, la care se participe medici de toate specialitățile. Am încercat să cooptez. Primele au fost femeile care au avut încredere să încerce, femeile care au trecut prin această problemă, să încerce acest stil de mișcare și toate răspunsurile au fost pozitive. În echipă mai este o doamnă care se ocupă de masaj limfatic, foarte important după operații, nu numai de cancer la sân, după toate operațiile. Și acum m-am bucurat că doamna doctor Loredana Oroci m-a cooptat în grupul servicii medicale pentru Sătmăreni și că atunci când avem întâlnirile anuale pentru Fundița Roz, mi se dă puțină atenție. În septembrie doresc să fac un mic eveniment, atât cât e posibil, cu 10-15 oameni, da, în care să invit medici de toate specialitățile ca să afle cât mai multă lume, să le cer părerea, să-și expună părerea, dar din ceea ce citesc eu și din ce mă informez, mișcarea este foarte bună, indiferent prin ce boală sau afecțiune ai trecut sau ai. Simona Niste lansează și pe această cale, în primul rând, femeilor care au trecut prin această experiență mai puțin plăcută, invitația de a se înscrie la curs. Eu invit la acest curs, în primul rând, cele care au trecut prin această experiență mai puțin plăcută, dar și alte persoane, ca să vadă beneficiile acestui stil de mișcare și chiar dacă nu le place, să facă mișcare, zic eu din nou, pentru că este important în viață să te menții și să fii sănătos. Indiferent că nu ești 90, 60, 90, dar acesta e corpul tău, cu asta trăiești și e bine să ai grijă de el. Timp de o lună, sătmărenii din toate colțurile județului și nu numai se pot delecta admirând frumusețile expuse la Muzeul Județean Satu Mare în cadrul expoziției O nuntă, două nunți, tradiție și inovație în nunta oșenească Remus Țiplea și Ioniță Geandron. Realizatorii expoziției de față au reușit să scoată în evidență contrastul celor două nunți. Remus Țiplea reușește să surprindă țara Oașului în perioada ei de schimbare, în vremurile în care se trece cu o viteză impresionantă de la tradițional la modern. Documentează nunțile contemporane exact așa cum sunt, merge de la o nuntă la alta și fotografiază fiecare aspect din ceremonia și ritualul obiceiului. Consider că expoziția de astăzi este cu totul deosebită, este într-o temă pe care muzeul nostru o face fiecare an și chiar în ultimii ani în vară am tot readus la atenția dumneavoastră tradițiile adevărate din zona Oașului și cel puțin expoziția trecută legată de crucile de pe hotare a fost cu totul deosebite, dar și celelalte expoziții legate de copilărie în Oaș, sigur foarte multe ne bazăm pe fondul documentar pe care îl avem și ideea pe care a avut-o Remus Țiplea împreună cu Mihaela Grigorean și cu Ciprian Honca de a duce față în față nunta tradițională cu nunta de acum, care și ea e în mod tradițional, dar are anumite transformări, în orice act cultural există modificări și transformări și bine să le vedem față în față.
Expoziția este compusă din 8 serii, fiecare unică în felul ei. Aspecte precum împletitul și găteala miresei, alaiul de nuntă, luptele rituale pentru mireasă, nuntașii, cetărașii, steagul sau socăcitul apar surprinse în fotografii grăitoare de o deosebită valoare, atât artistică cât și documentară. Noi o să prezentăm astăzi steagul de la Turci, de la comuna Turci, pe care l-am refăcut după, la niște miri, dar trebuia refăcut pentru că verdeața se opinește după un anumit timp, care reprezintă totuși viața, tinerețea. Steagul este făcut de tineri din Turci, de stegași și de drujbe. Așa se cheamă. Fetele care se adună bine de seara și fac steagul. Și este... Se coase prima dată, se coase ischineu. După aia se bate gărzile. Trecerea de la fetie la nevestie. Întotdeauna este un batic alb și un roșu. Trecerea de la fetie la nevestie. Avem și bani. Avem batistuțele care după nuntă se împart la și la drujbe. Se pun 9 bănuți, cărbune și un usturoi. Bănuții să fie mirii bănoși. Cărbunele să fie dragostea mereu vie, aprinsă, și usturoi să-i ferească de necaz. La noi se mai spune de borsofăiști. Muzeul Județean Satu Mare vă așteaptă să-i treceți pragul pe Bulevardul Vasile Lucaciu, numărul 21, pentru a trăi admirând exponatele acestui eveniment cu o caracteristică aparte, o nuntă de o nunță. Centrul cultural Gemeza Firescu a oferit sătmărenilor prilejul de a petrece momente plăcute, de bună dispoziție și relaxare în cadrul unor concerte desfășurate sub egida Paul Folk la Turn. Serile plăcute de vară au fost mai frumoase pentru aceia care s-au aflat la scena amplasată în parcul Dr. Fatiul Rudolf, la Turnul Pompierilor, unde artiști consacrați au cântat muzică pop și muzică folk. Sezon, de ce ai plecat în noaptea? De ce ai plecat și aici în urma ta o umbră ai lăsat? A fost un vis o clipă, dar dulce-i rătăcirea când sub a ei aripă te-nvăluie. Cele 3 zile cu muzică bună, artiști sătmăreni și invitați de seamă sunt încheiate azi de artiștii Marius Bațu, Georgeta Govor, Sorin Bălaș și Radu Bud. Miercuri și joi pe scenă s-au aflat XXL Band, Seikeli Gabriela și Cerei Ciobo, Luisa Monlar, George Negrea and Diu Ocean, Cezar Petrovici and Francisc Baloc, Adrian Ivanitski. Accesul publicului a fost gratuit. Trec pe lângă tine
țipătoare trenuri, botezate în templul prăvuitei gării. Și de fiecare te îndoiești și tremuri, și la geamul negru speriată sării. Câte brazde tulburi pasul meu răstoarnă, în împotrivire veșnic să mă scald. Dar acum că toate au intrat în iarnă, vreau să-ți fie bine, vreau să-ți fie cald. Banca Națională a României a cotat 1 euro la 4,84 de bani, cu 0,01% mai mult față de ultima cotație. Dolarul american a fost cotat la 4,09 bani, cu 0,20% mai mult față de cotația de joi. Moneda maghiară a fost cotată la 1,38 de bani pentru 100 de forinți. În timpul nopții, cerul va fi mai mult senin în toate regiunile. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 11 și 23 de grade. În zonele joase, mai ales din centrul teritoriului, pe arii restrânse se va semna la ceață. În timpul zilei, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării. Pe arii restrânse, caniculară, în regiunile sudice, unde și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil în est și sud-est și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu ușoare intensificări după amiaza în Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 35 de grade. În zonele joase, dimineața, izolat, vor fi condiții de ceață. În județul Satu Mare, vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 31 de grade, iar cele minime între 12 și 14 grade. Dimineața, izolat, în zonele joase, vor fi condiții de ceață. În județul Maramureș, vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil la senin. După amiaza, izolat, la munte, vor fi posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade, iar cele minime între 11 și 14 grade. Dimineața, izolat, în zonele joase, vor fi condiții de ceață. În județul Sălaj, vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade, iar cele minime între 14 și 16 grade. Dimineața, izolat, în zonele joase, vor fi condiții de ceață. În județul Cluj, vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil la senin. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade, iar cele minime între 12 și 15 grade. Dimineața, izolat, în zonele joase, vor fi condiții de ceață.